Scrie, domnișoară. Paris. 22 iulie 1903. Domnule prim-ministru. Subsemnatul Isidore Rochat, cetățean francez, directorul băncii Rochat, candidat în alegeri pentru cel de-al 8-lea arondisment pe lista socialiștilor. Da, Banca Rochat. Secretara domnului Isidore Rochat la telefon. Nu, domnul Rochat nu primește astăzi pe nimeni. În ce chestiune? Da, da. Reveniți mâine. Da? Ziarul Micu Tricolor. La telefon redactorul șef. Nu, domnul director Leșai la Ministerul de Finanțe. Reveniți peste o oră. Da? Uzinele chimice unite. Nu, eu nu voi putea rezolva cererea. Trebuie să vă adresați personal domnului președinte al Consiliului de Administrație, domnul Isidore Rochat. Căutați-l la bursă. Da, da, în dimineața să lucrez acolo. Da, bursa. Da, dar astăzi e sâmbătă și e trecut de ora 4. Domnul președinte Rochat a plecat spre domeniul său, Castelul Vauperdu. Da, acolo locuiește cu familia. Reveniți luni după ora 10. Dumneavoastră? Sunt Xavier Rochat, unicul fiu al lui Isidore Rochat. E vorba despre poliza mea care se află în portofoliul băncii dumneavoastră. Mă surprinde că mi s-a trimis un aviz. Dar tatăl meu, Isidore Rochat, e cel mai mare banchier al Parisului. De altfel, am să-l văd astăzi și cel mai târziu luni dimineață poliția va fi achitată. Intră. Ați sunat, domnule director? Da. Trăsura mea a venit? E jos. Telefonează, te rog, domnului Fink și comunică-i că l-aștept împreună cu inginerul Grug mâine duminică înainte de amiază la Castelul Vauperdu. Să vină cu toate actele pentru încheierea afacerii. Bine, domnule director. Mai așteaptă cineva? Domnul Xavier Rochat. Fiul meu? A venit de câteva minute. Să poftească. Nu mai sunt aici pentru nimeni. Tot ce mai e rămâne pentru luni. Anunța asta și la uzine, și la bursă, și la gazetă. Bine, domnule director. Să vină Xavier. Numai decât. Poftiți. În sfârșit, iată-te, fiule. Bună ziua, papa. Ce vrei, bună ziua? Nu-l îmbrățișez pe bătrânul tău, tată? Dacă vrei. Nu ne-am văzut de atâta vreme. Dar ce faci, mutra asta? Avem neplăceri? Ah, plictisel. Aha, femeile. Oh. Probleme de inimă. La 21 de ani mi se par firești. Ah, nu, de mult am lichidat problemele de inimă. Pariez că e vorba de bani. Mai curând. Mulți? Destul de mulți. Cât? 10.000 de ludovici. Ce spui? 10.000 de ludovici. Drace, glumă e reușită. Oh, dar nu glumesc, papa. Cum e posibil? Doar 10.000 de ludovici e o sumă, nu? Și pentru tine? Cum și pentru mine? Doar nu crezi că 200.000 de franci se găsesc pe stradă? Mărești comisionul la o afacere și nici nu-i simți. Ah, da, ușor de spus. Și nu te mai poate aștepta? Nu, peste putință. E o datorie de onoare. Ah, la dracu cu onoarea. Unde sunt bani, acolo nu prea mai e loc pentru onoare. Da, da, nu în lumea mea. Oh, în lumea ta. Asta mi-a plăcut. Așadar, o amânare nu e cu putință. Cu niciun preț, papa. Da, bine, bine, dragul meu. Îți dau cu plăcere cei 200.000 de franci, numai e că va trebui să-i câștigi cinstit. Cum asta? Vino la castel mâine după amiază.
Dar trebuie să mă înapoiezi la Paris, la ora 6. Păi tot timpul sper că mașina ta e în aceeași formă. Un adevărat bolid. Tocmai. Și fii atent să nu sufli un cuvânt, mami. N-ai nicio grijă. Altfel 15 zile mă bate la cap. Mama a rămas aceeași. E împăcat. Da? Și îngerul tău blond? E un drăgușor superb. La anii tăi, papa. Ce vrei? Eu am inima tânără, dragă, nu ca tine. Eu am nevoie de dragoste. Și poate chiar de un ideal? Câteodată după o săptămână de afaceri e reconfortant. Bravo, papa. Am plecat. Te conduc? Nu, mă așteaptă trăsura. La revedere. Pe mâine. Da. După amiază, la castel. Da. După amiezele de sâmbătă la castel, le petrec totdeauna cu emoția neprevăzutului pe care mi-l oferă tatăl tău, Germain. Știu, mamă, mi-o spui în fiecare zi. Te plictisesc? Nu, da. Da, te plictisesc. Recunoaște însă că am dreptate. Izidor are prostul obicei să nu mă anunțe niciodată dacă vom avea sau nu oaspeți pentru masa de seară. Fii și dumneata pregătită totdeauna pentru eventualitatea că domnul Lășa a făcut invitație. Domnul Lășa? Cum așa vorbești despre tatăl tău? Nu te-ai mai obișnuit cu felul meu de a vorbi despre tata? Dar nici nu vreau să mă obișnuiesc. Te găsesc pur și simplu revoltătoare. Te rog, mamă. Blestematele astea de cărți. Ai face mai bine să lași cititul. Nu citesc, mamă. Dar ce faci, visezi? Mă plictisesc. Câte ceasul? 6. Se mă gândesc că dacă ar veni după el cu 2-3 redactorași de la ziarul lui, treacă meargă. Păi dacă mi-aduc aminte cum am pomenit odată cu 5 sau 6 persoane străine fără să mă fie anunță. Totdeauna trebuie să-i opresc la masă, să le caut cămăși de noapte, să le aștern paturile. Sigur, dar tu iei în râs nimicurile astea. Dar aș vrea să te văd pe tine la casa ta, dacă ți s-ar întâmpla ceva în genul ăsta. Vrei poate să plâng, mamă? Ce-ar fi dacă aș pune să tai un pui? Mamă, din moment ce știi că tata vine mereu cu invitați, ce-ar fi mai simplu decât să ai totdeauna o masă pregătită și să nu te mai lamentezi așa? Ce ușor rezolvi tu lucrurile, masă pregătită. Și dacă tai puiul și el nu vine cu nimeni? Da. Dar ce le face că suntem bogați? Nu-mi place să se risipească mâncare. Nu pot să sufăr risipa. Ce-ți rămâne poți da săracilor? Săracilor? Da, într-adevăr. N-am văzut în viața mea o țară cu atâția săraci. E dezgustător. Acolo unde sunt oameni prea bogați, e firesc să mișune în jurul lor sărace. Asta nu e un motiv să-i hrănesc cu pui. Dacă ar munci, ar fi mai puțin săraci. Dacă ar munci? Da. Dar ce să muncească? Cum ce? Tata l-a luat tot. Peticul de pământ, casele, grădinile, pentru ca să-și mărească domeniul lui. Cei care au putut să plece au plecat, iar pe cei care au rămas îi zdrobim ca pe niște muști. Tatăl tău le dă de lucru pentru un an de zile și ei preferă să cerșească. În definitiv e treaba lor. Tata le dă atât cât le trebuie ca să nu moare de foame timp de un an de zile. Îi sprăvește. Refuz să te mai ascult. Eu nu știu cine-ți bagă în cap ideile astea prostești. Domnul Lucien Garou, desigur. Mamă, ce amestec poate avea domnul Garou în toate astea? Tot timpul sunteți împreună. Nici nu știu cum nu-ți dai seama. O fată ca tine, fata unui om care e proprietarul unui domeniu istoric, cum e castelul ăsta și parcurile lui, să fie văzută toată ziua cu un funcționar umil al tatălui său. Ce mai aproape e un servitor. Servitor? E, am spus aproape. Ar face mai bine să-și ia în serios treburile lui de la laborator. E chimist, nu? Are idei, descoperă fel de fel de nimicuri. Îngrășămintele ale lui trebuie să fie o escrocherie. Mamă. Da, când a venit aici, n-avea o cămașă ca lumea. Mamă, de ce ești treabă? Spun numai adevărul. Da. Cred că e timpul să cobori în pivniță și să aduci vinul. Ți-am mai spus că nu mă mai duc în pivniță. Ai destui servitori. Da, servitori care mă fură. Chiar ieri mi-au lipsit 5 sticle. Dar eu nu știu cum reușesc, că ai totdeauna la mine. Dacă le-ai arăta mai multă încredere, te-ar fura mai puțin. Ce vrei să facă servitori într-o casă în care subiectul principal de discuție este tragerea oamenilor pe sfoară? Dar poți să fii liniștită. Niciodată nu vor izbuti să fure atâtea sticle câte milioane au furat alții câștigându-le. Germain! De ce te superi? Am spus câștigându-le. Îți interzic să vorbești în felul ăsta. Cât aș fi dat să pot interzice și eu să se vorbească în casa asta, așa cum se vorbește de când mă știu. Taci! Ești insuportabilă. Tatăl tău are defecte, defecte mari, adevărat. Eu sunt cea din tâi care sufer de pe urma lor. E vanitos, risipitor, nechipzuit. Nu-i place să tragă oamenii pe sfoară. Dar asta numai în afacerile lui, auzi tu? Altfel e un om cinstit, pricepi? Da, un om cinstit. Și chiar dacă n-ar fi așa, e tatăl tău și n-ai dreptul să-l judeci. Dar cine să-l judece? Află că nu datorează nimănui averea pe care o are. Nu, și-a câștigat-o muncind.
A avut noroc, a fost ajutat de împrejurări, a avut multă dibăcie și mult curaj, deși a fost de două ori ruinat pe pragul falimentului. A făcut și închisoare. Ei, și? Și ce-i cu asta? Ce, n-a fost achitat? A trecut prin momente grele, bietul om. Un altul mai puțin energic și-ar fi zburat creierii. Mama. Da, el dimpotrivă, după fiecare criză financiară și-a revenit. S-a redresat, s-a pus din nou pe picioare și a câștigat mai asta mult. Asta e adevărat. Da, s-a ridicat și mai sus. El, care abia știe să scrie, a înființat o gazetă. O gazetă care se vinde bine. Și la dobândirea acestei uriașe averi, pe care tu o disprețuiești, am contribuit și eu. Da, eu cu spiritul meu practic și cu obiceiul meu meschin de a face economie. Și mă mândresc cu contribuția mea. Mama, eu... Da. Sau poate domnișoara se simte rușinată cu noi pentru că suntem oameni din popor, pentru că am fost săraci, nu? Și-și îngăduie să-și judece părinții. Hai, mai bine spuneam, te duci sau nu te duci în pivniță să aduci vinul? Nu. Bine. Bine, lasă că mă duc eu. Mă duc eu cu reumatismul meu. Oh, fată fără inimă ce ești. Deci acum ce stai? Du-te să te îmbraci. Du-te să nu te găsească lumea în halul ăsta. Parcă n-ai avea ce pune pe tine. Tu n-auzi, Germain? Mă simt foarte bine așa. Ei, mă rog, dacă ții să fii ridiculă, fă cum te tai capul. Eu mă duc să aduc vinul. Domnișoară Germain? Cine? Eu, Jules, grădinar. Vino, vino, bunul meu, Jules. Dar ce-i cu dumneata? Te-ai îmbrăcat la mare ținută? Domnișoara nu știe nimic? Nu. Am venit să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Rămas bun? Da. Azi dimineața am cerut domnului Leșa să mă concedie. Dumneata? Jules. Nu-ți mai place să lucrezi la noi? Nu, nu e asta. Dar n-am mai putut suporta. Ce? Stăpânul îmi căuta mereu pricină. Cum nu era ceva pe plac, mă insulta. Am răbdat cât am răbdat. Mi-am ascuns mândria în suflet. N-aș fi vrut să plec de aici pentru dumneavoastră, domnișoară, care sunteți așa de bună cu mine. Dar vedeți, paharul tot s-a umplut. Dar ce s-a întâmplat? Mai nimic. Ne-am spus unul altuia câteva cuvinte cam tare. După aceea, mi-am cerut să mă concedieze. Plec astă seară. Jules, poate că ai devenit dumneata prea susceptibil. Poate că ai înțeles greșit o observație fără importanță. Eu susceptibil? Eu îmi cunosc meseria. Și domnișoara știe foarte bine asta. Știu, Jules. Mă pricep la grădina de zarzavat, la curățitul pomilor, la seră, la flori. Și le iubesc. Vă aduceți aminte grădina noastră de climatică? Ce frumoasă era. Da. Și irii și japonezi de pe laturile basinului. Și trandafiri. Îți dai seama ce greu are să-ți vină să te desparze toate astea? Da. Jules, poate că totuși e o neînțelegere care se poate rezolva. Am să-i vorbesc tatălui meu chiar astă seară. Oh, mulțumesc, domnișoară. Mai e și altceva. Ce? Spune. Vă rog să mă iertați, dar știți că soția mea e însărcinată. Sigur că știu. Și peste două luni trebuie să nască. Știu? Ei bine, domnul Leșa mi-a spus azi dimineață, nu vreau copii în casa mea, strică peluzele, murtăresc aleile, sperie cai. Așadar, ăsta e motivul principal. Și ce ai de gând să faci acum? Am să caut undeva de lucru. E adevărat, nu prea e sezonul pentru angajare de grădinar. Locurile bune sunt toate ocupate. Și când mai ai și o soție însărcinată, nu e deloc ușor. Da. Aveți cel puțin ceva economie, no, ca să mai puteți aștepta? Nimic decât brațele mele, domnișoară. Sărmanul meu, Jules, nu pot face nimic pentru voi. Nu pot decât să vă plâng și să vă iubesc ca și până acum. Domnișoară, Germain, aș vrea să vă mai spun ceva. Da. Ceva care îmi stă de mult pe suflet, dar nu îndrăznesc. Spune. Domnișoară, Germain, nici dumneavoastră nu sunteți fericită. Te înșel, Jules. Sunt foarte fericit. Nu, domnișoară, eu vă cunosc foarte bine. Un suflet ca al dumneavoastră nu poate fi fericit aici. Și soția dumitale, ce face, Jules? A plecat să caute o trăsură ca să ne luăm bagajul. De ce, Jules? Avem doar destule trăsuri. E mai bine așa, domnișoară Jules. Rămâneți cu bine, domnișoară Jules. Du-te sănătos, Jules. Și vreau să aud vești bune de la dumneata. Rămâneți cu bine. Servitor pe aici. Sărmanul Jules. Unde sunteți? Cu
cât ai mai multe slujbi, cu atât ești mai proservit. Omagile mele, doamna. Domnul Lucian Garou. Lucian. Bună seara, domnișoară Germain. Bună seara, Lucian. Soțul meu n-a venit încă, domnule Garou. Mi s-a părut că iau trăsura. Vi s-a părut, numai. Da. Aveți ceva de vorbit cu soțul meu? Da, doamnă. Dar până atunci aș vrea să-ți spun eu unele lucruri. Mamă, lasă. Te rog. La dispoziție. S-ar părea că scam faci de cap. Da, îi bagi în cap soțului meu fel de fel de năzbâtii, ca și cum așa n-ar avea destule. Eu, doamnă, dar... Dar cine? Nu vorbește decât de revoluționarea agriculturii? Pretinde că grâul, secara, sfecla nu mai sunt la modă, sunt ferimate, nu mai există? Da, e foarte adevărat, foarte adevărat, dar... Cum? Nu eu sunt vinovatul. Am făcut tot ce a fost posibil să-i arăt domnului Leșa câte de greșit. Dar domnul Leșa nu mă ascultă, nu vrea să mă înțeleagă. Mă socotește un burghez ridicol. Așadar vrei să mă faci să cred că soțul meu e nebun? Oh, vai, doamnă, domnul Leșa e îndrăsneț, un inovator perseverent. Da, și pentru asta facem experiențe inutile și ridicole, care ne costă 10.000 de franci. Și peste 2 luni vin și cheltuielile pentru alegeri, dacă nu și mai repede. Da, doamnă, eu... Spune-mi, domnule Garou, dumneata un om cu carte, care crezi că e motivul acestei manii a soțului meu? Vedeți, doamnă, cum să vă spun... Toți oamenii de afaceri au o încredere oarbă în ei înșiși. Poate obișnuiți fiind să domine, să aibă succes, să creeze mereu ceva nou, să aibă satisfacția obstacolului. Poate dintr-o îngânfare. Dar, dumneata, n-ai nicio influență asupra soțului meu? Niciuna, doamnă. Mamă, domnul Garou e un om sărac și are multe scrupule. Nu te-am întrebat pe tine. Auziți, trăsura domnului Leșa în toată alea parcului. Mă duc să-l întâlnim. Vai de mine, cine știe cu ce oaspeți vine de la Paris? Cât e ceasul? Nu știu. Na, m-aș fi mirat să știi și tu ceva. Și aranjează-ți puțin părul la râs ca... Iată, uite, ți-a șifonat și bluza la spate. Lasă-mă, nu știi măcar să te îmbraci. Unde-mi sunt mănușile? Liniștește-te, mama. Numai de nu ne-ar aduce cu el cine știe ce personalități. Ah, Doamne Dumnezeule, ce emoții îmi dă de fiecare dată omul ăsta. Mamă, liniștește-te, ce e auzit? Iar să lasă aclama de muncitorii de la fermă. Să știi că a adus cu el cel puțin un ministru. Dar mai lăsați-mă în pace, oameni buni. Nu trebuie să aclamați omul, ci ideea. V-am mai spus asta. Destul. Luați banii ăștia pentru idee, nu pentru mine. Doamnele mele, prezentă-mi rămas în acest salon, îmi evoc un tablou câmpenesc. Un adevărat vato! Bună seara, dragii mei! Bună seara! Am făcut 15 minute cu trăsura de la gara până la Casnel. 24 de kilometri pe oră. Ce ziceți de caii mei? Cai de casă mare. Ai venit singur, Izidor? Deocamdată n-a mai venit nimeni. Cum deocamdată? Cei cu îngrășămintele nu-s eu. Nimic nou, domnule. O, trebuie să vă grăbiți. Am și anunțat descoperirea mea. În sfârșit, descoperirea noastră, societății de agricultură de la Merin. Încep campania în ziarul meu micul tricolor și mi-e foarte necesară pentru alegeri. Apropo, draga mea, mâine la dejun fiul meu, Xavier, este oaspetele nostru. Un fiul tău? În sfârșit, băiatul nostru. Așa, da, mă bucur. Mă rog, dar prin ce minune? În sfârșit, ai binevoit să-ți faci apariția, domnule intendent. De ce n-ai fost prezent la sosirea mea? Când vin eu, trebuie să fie aici la postul dumitare. E pentru ultima oară că mai tolerez așa ceva. Vă rog să mă scuzați. Mereu scuze. Iată, doamnele mele, ce pățesc dacă am avut fantezia să angajez ca intendent pe domnul Viconte de la Fontenelle. Un nobil scăpătat. A avut, e drept, multe necazuri. Femeile, cai, bacaraua. Dar nici asta nu-i scuză prostul obicei de a se prezenta în fața noastră cu pălăria pe cap. Nu trebuie să te jenezi, dragul meu. Nu te oblig să te descoperi. Dacă în lumea ta... Servitorii vorbesc boierilor cu pălăria pe cap, să zicem că așa e bine. Bă, să-ți pui pe cap și coroana, dacă cumva n-ai vândut-o odată cu cealaltă recuzită a apusei tale nobleți. Ce mai e nou pe ziua de azi? Hipolit Goan, fermierul dumneavoastră de la Virgil, a venit să ceară încă o amânare de 2 luni pentru plata arendii. Nu accept nicio zi. E, bine. Mâine să-i trimis portarele. Dar e un om cum să cade și n-ai foarte necășit. Altceva. Nu i-am dat leafa grădinarului Jul. Știți, nu acceptă să-i reținești cele 8 zile. Nu mai spune. Nu acceptă. Un imbecil care nu se pricepe nici să cultive mază.
și care pretinde să-i nască nevasta pe domeniile mele, fără consimțământul meu. Să chem judecătorul să-i facă socoteala după lege. Mâine va sosi noul grădinar. Te vei ocupa personal de instalarea lui. Altceva? Am livrat furajele după cum ați dat ordin. Și lucerna încinsă? Da, am amestecat-o cu grijă cu acea bună. Bine. N-ați mai prins niciun vânător fără permis? După cât știu eu, niciunul. Gărzile n-au venit azi la raport. De ce? Ce fac? Nu e încă ora 7, domnule. Știți, dar... Dar ce? Se pare că au prins-o pe bătrâna moto, strângând vreascul. Așa? Și atunci la ce ne folosesc gardurile de sârmă ghimpată? Baba asta crede că pădurea mea e la dispoziția ei pentru strâns vreascuri? Sper că i s-a adresat cu venitul proces verbal. Nu cred, domnule. Și pentru ce mă rog? Li s-a dat permisiunea să strângă vreascuri. Cred că îmi pierde procesul. Da, dragul meu, da. Pretutindeni săraci au dreptul să strângă uscături. Dreptul. Mai întâi de toate săracii, n-am niciun drept. Și chiar să zicem că ar avea acest drept absurd, nu vreau ca sub pretextul că adună vreascuri să pătrundă toți vacaponzii în pădurea mea, să-mi pună lațuri pentru păsări, să-mi taie arbuștii sau să-mi devasteze lăstari. E nemaipomenit să se sfârșească odată cu toate astea. Nimeni nu e mai democrat ca mine, doar nu înțeleg să se abuzeze de bunătatea mea. Nu le împărțim pâine în fiecare să mă... Bă, da, dragul meu. Nu, nu-ți pierzi vremea și nu-ți strici ochii tricotându-le haine, bonete, ciorap sau mai știu eu ce? Asta e adevărat. Unde o să mai prindeți pe baba asta, s-o aduceți la mine, o învăț eu minte. Altceva? Marchizul de Porcele a trecut pe aici. Nu mai spune. Domnul marchiz a binevoit să apară la castel. În persoană? Da, spunea că ar dori să vă vadă mâine. A insistat. I-a ajuns probabil cuțitul la os. Telefonează-i că l-aștept mâine la... În sfârșit, mâine după amiază la castel. Altceva? Vaca. Ce-i cu vaca? Trebuia să încep cu ea. Cum îi merge? Rău, foarte rău. Veterinarul care a examinat-o cu deosebită grijă a spus că are o pneumonie infecțioasă și că e pierdută. O vacă de 18.000 de franci? Ce, e nebun? Veterinarul tău e un imbecil. Hai să-l aduci pe medicul din Marcur. Deocamdată eu mă duc să o văd. Hai, vino cu mine. Și cu invitații cum rămâne? Care invitații? Care urmează să vină astă seară? Vin mai târziu. Dar câte persoane? Nu știu precis, nu știu, dar sunt vreo câțiva. Ocupă de masă. Eu mă duc să văd vacă. Ce ziceți de el? Doamne, alerg la bucătărie. Măcar de mi-ar fi spus cât sunt și din ce categorie socială. Lucien, dragul meu. Oh, draga mea. Credeam că nu vom mai reuși să rămânem câteva minute singuri. Oh, draga mea, Germaine, și eu m-am temut. Dar ce-i cu tine? Ai plâns? Nu. Atunci ce-ai? Viața pe care o duc mă ucide. Mă sufoc de rușine, de furie, de revoltă. În casa asta unde în fiecare zi se comite o fără de lege, o crimă chiar. Nu mai pot, Lucian. Fii atentă, s-ar putea să fim văzuți, auziți? N-au decât să audă, ce-mi pasă? Și ție ce-ți pasă? În situația în care am ajuns nu mai are nicio importanță. Liniștește-te, scumpa mea, te implor. Da, dar rămâi aici lângă mine. Așa mi-e bine. Numai așa mi-e bine, când sunt în brațele tale, când îmi vorbești, când mă mângâi. Uite, vezi, acum nu mai sunt nervoasă, nu mai sunt tristă. Ah, sunt mulțumită, foarte mulțumită, Lucien, dacă ai vrea... Oh, draga mea, Germaine. Ia-mă de aici, smulge-mă, te rog, fie-ți milă. Vreau să îndur mizeria alături de tine, dar departe de aici, spune-mi, vrei, Lucien, vrei? Mă, visul meu, Germaine. Auzi-o pe mama, iar mă caută, hai să ne ascundem. Imprudent. Te rog, dragul meu, hai să ieșim prin seră. Fie, haide. Germaine, trebuie să știi că pentru masa de astăzi seară... Dar unde e Germaine? Oh, e nemaipomenit că sunt de singur în casa asta. Așa. Iată-te, Izidor. Dar ce s-a întâmplat? Nimic, aveam nevoie de Germain și nu știu unde s-a dus. Poate că s-a dus să se îmbrace pentru masă. Dar ce cu masa, Izidor? Cine ne sunt invitații? Lasă asta, dragă. Nu mă întreb ce-i cu vaca. Ei, ba da, ce-i cu vaca? O sticlă zdravână de rom se face bine. Veterinarul e un idiot. O vacă să bea rom, dar ce tu vrei să o omori? Nici tu n-ai habar de creșterea vitelor. Ferește. Ce carte e asta? Cartea pe care o citea Germain. Da. Ia poftim, le vezi. Ce? Lamartine, Hugo, Musset. Tu știi ce înseamnă asta? Cum de nu? Versuri. Și nu vezi nimic primejdios în asta? Primejdios? Pe mine m-ai văzut vreodată citind? Eu nu citesc. Nu citesc niciodată nimic. Asta e mândria mea, fala mea. Și asta nu m-a împiedicat să fiu
Izidor Leșa, castelanul din Vauperdu, posesorul unui aver de 50 de milioane de franci. Să am un ziar al meu și prin el să dirigez opinia publică prin politică, prin literatură, prin filozofie. Și Izidor, dragul meu, te crezi cumva în fața alegătorilor? Ia te uită, ne sosesc cu oaspeții. Păi de mine atât de mulți, dar ce vrei să le dăm de mâncare? Poftiți, poftiți, poftiți. Intrați, domnule doctor, intrați. Vă recomand pe soția mea, doamna Leșa. Doamnă, omagiile mele. Poftim, domnule judecător. Am cam întârziat, nu? Deloc. Soția mea. Încântată, doamnă. Iertați-ne, ne-am lăsat cam mult așteptat. Soția domnului doctor. Doamnă. Încântată. Omnibusule de bine. Domnule capitan Clermont. Doamnă. Încântată, domnule capitan. Ce-ți mai fac reumatismele, capitane? Nu mai vorbiți despre asta, vă rog. Am eu o rețetă fabuloasă. M-am văzut ieri cu ministrul de război și vorbea tocmai de reumatismele lui. Atunci am spus. Vă rugăm să ne iertați, noi avem o masă fără pretenții. Știți, soțul meu are un obicei. Nu, va fi un mic din de familie. Și așa trebuie ca să fie reușit într-adevăr. Totuși era mai bine. Lasă, draga mea, lasă. Doamnele, nu vin pentru mâncare. Vor să petrec o seară cu noi. N-am izbutit să-l învăț pe soțul meu să mă anunțe și ori de câte ori. Domnule, și atât de ocupat. Da, în gazeta mea, micul tricolor, în numărul de astă seară, e un articol de-a dreptul senzațional. Un greu, nu? L-am citit. E într-adevăr nemaipomenit. Doamnelor și domnilor, dacă doriți, putem trece în sufragerie. Să continuăm discuția. Doamnelor, vă rog, poftiți. Ei, Germain, nu te-ai îmbrăcat încă? Pentru ce să mă îmbrac? Ce zi e azi? Duminică. Și ce oră? 11, cred. Ei, și nu trebuie să mergem la liturghie? Nu merg la liturghie. Dar n-ai mers nici duminica trecută. Și te-ai dus foarte bine și fără mine. Iar ai să-l înfurii pe tata. Mai ales după figura pe care ai făcut-o nevenind la masa de-aseară. Nu mă interesează furiile tatălui meu. În dimineața asta am chef să rămân acasă. Iar încep, Germain. Dacă tata și-a pus în cap să-i placă liturghia, de ce nu se duce el? Pentru că anul ăsta e anticlerical. Mama. Da, dar socotește că pentru interesele sale, pentru alegeri, e bine să ne ducem noi. Și cred că putem foarte bine să-i facem această plăcere. Pentru tine e o plimbare și o distracție. N-am nevoie de niciun fel de distracții. Hai, copilul meu, eu nu mai înțeleg ce se petrece în capul tău de câtva timp. Ești frământată, agitată și din ce în ce mai agresivă cu noi. Nu vrei să vezi pe nimeni? Dacă ne vine cineva în casă, îl îngheți cu politețe și dispari imediat. Mamă, dar tu crezi că asta e plăcut pentru noi? Nu se mai poate vorbi cu tine deloc. Spui niște lucruri care ne îngrozesc. Te rog să mă iert, sau uite, sunt momente în care mă întreb dacă nu cumva ești puțin cam nebună. Spune-mi ce ai. Nimic. Ești bolnavă? Nu. Dacă ai vreo neplăcere, spune-mi, eu sunt doar mama ta. N-am nicio neplăcere. Eu nu știu ce să mai cred. Te rog, mamă, nu te mai frământa degeaba, n-am nimic. Nu vrei să nu mai vorbim despre asta? Ce nenorocită sunt. Am doi copii. Un băiat care nu e niciodată lângă mine și care îmi face numai griji. Și o fată care e în permanență cu mintea iurea, care niciodată n-are un surâs, o drăgălășenie pentru mine. Înțelege-mă, mamă, nu e vina mea. Da, știu. Nu sunt o femeie superioară și nu pot vorbi cu tine lucruri interesante, așa cum face domnul Garu. Mamă, te rog, nu e vorba despre asta. Te-ai hotărât să mergi cu mine la liturghie? Mamă, crede-mă, prefer să rămân acasă. Bine, fă cum vrei. Dar cel puțin îmbracă-te pentru dejun. Hai, vreau să te văd frumoasă, măcar azi. Îmi promiți? Da, mamă. Foarte bine. Atunci eu plec. Bine, mamă, la revedere. Germain. Lucien. Am așteptat să plece doamna Leșa. Mi-ai trimis vorba să vin să te văd, nu? Da, Lucien. S-a întâmplat ceva? Nu. Vreau să te văd. La ora asta, că e imprudent. N-are importanță. Lucien, nicio veste? Niciuna. În cazul ăsta trebuie să ne hotărâm noi. Chiar azi. Chiar acum. Nu mai putem rămâne în starea asta de incertitudine. Cel puțin eu nu mai pot. Bine, dar luasem hotărârea să mai aștept. Să aștept. Mereu să mai aștept. Minciuna asta cotidiană nu e demnă nici de mine, nici de tine. Eu nu mai pot.
Vreau să fim în sfârșit ceea ce suntem. La lumina zilei, pentru toată lumea. Înțeleg, Germain, te înțeleg, dar te rog, numai câteva zile. Să nu ne grăbim tocmai acum. Ai văzut scrisoarea? Da. Sunt pline de promisiuni, adevărat, dar deocamdată sunt numai promisiuni. Am credința însă că în curând, foarte curând chiar, voi izbuti să am o situație care să te pună la adăpost de orice risc. Nu e necesar să așteptăm aici. Putem foarte bine să așteptăm această situație de care îmi vorbește în altă parte. Lucien, împreună, singuri, departe de aici. Dar poate chiar mâine să-mi vină răspunsul. Mâine? De ce mâine? De ce să amânăm până mâine? Trebuie să-i sprăvim cu situația asta. Și dacă vom pleca acum, înainte de a-mi găsi un post, din ce vom trăi? Și eu pot să lucrez, mai ales pentru ca să fiu liberă și fericită. Dar ce să lucrez, draga mea? Orice, Lucien. Crezi că vei găsi de lucru? Da. Oh, Germain, draga mea, ai încredere în mine care cunosc realitatea și care am trecut de multe ori prin situații grele. 3 ani am căutat zadarnic de lucru. Am bătut la toate ușile și nu mi s-a deschis niciuna. Dragul meu. Ca să nu mor de foame, va trebui să primesc o mulțime de compromisuri, uneori rușinoase. Dragul meu. Și sunt bărbat, o ființă privilegiată, căreia societatea se zice că îi deschide perspective de viitor, dar tu ești femeie și societatea nu vrea să știe de tine. Nu ai avut suficient încredere în tine. Acum însă vom fi doi care luptă. Doi care suferă înainte de toate și care vor fi poate învinși înainte de a lupta. De aceea sunt prudent. Iar eu tocmai de aceea vreau să îndrăznesc să lupt. Mă înspăimânt, Germain, cu exaltarea ta. Și de datoria mea să sfrânesc pornirile care nu se știe unde pot duce. Și asta tocmai pentru că te iubesc. Te iubesc, Germain, mai presus de orice pe lume. Și pentru că atunci când îmi iau răspunderea vieții noastre de mâine, vreau să o fac cu conștiința împăcată că am prevăzut totul și că nicio surpriză nu s-ar putea ivi în drumul nostru. Lucia, dacă mă iubești cu adevărat, atunci ia-mă. Ia-mă și du-mă oriunde, dar departe de aici. Nu cunosc altă realitate decât dragostea. Iar dincolo de asta viață, eu lupt tocmai pentru a le împăca, pentru a le face să meargă mână în mână, fiindcă altfel s-ar putea ca una din ele să ne distrugă. Nu. Mă tem tocmai să nu ne riscăm fericirea și pentru asta vreau să preîntâmpin toate imprudențele. Oh, Germain, de ce te îndoiești de mine? Nu mă îndoiesc. Numai că tu judeci cu prudența și eu cu inima, Lucia. Și cred că știu și ce anume stă la temelia nehotărârilor tale. Te gândești la tatăl meu, ai scrupule. Poate și asta. Scrupule față de domnul Isidor Lășa, un lux de care putea să te lipsești. Totuși, domnul Lășa, îi datorezi foarte mult. Domnul Lășa, în chip de sfânt, de binefăcător, e o ironie. Bine, dar tatăl tău m-a salvat de la mizerie. Eram la capătul puterilor când omul ăsta mi-a întins o mână. Dar de ce crezi că a făcut-o? Pentru a te umili și mai mult. Pentru a cumpăra inteligența ta, cunoștințele tale, virtuțile tale morale. Mascaradă și înșelătorie. Lucien, eu nu vreau ca omul pe care îl iubesc să fie cumpărat, jignit, umilit. N-avem nevoie de niciun consimțământ, de nicio semnătură. Am învățat aici, în casa asta în care trăiesc de atâția ani, că toate contractele sunt făcute pentru a fi călcate, că jurămintele sunt renegate. Să nu mă înțelegi greșit, Germain. Eu nu vreau să-l apăr pe tatăl tău împotriva tău. Tu poate ai dreptate. Ai poate dreptul să nu-l iubești pentru că ai suferit din pricina lui. Dar eu îi sunt obligat și nu cred că Isidor Leșa poate fi totdeauna tras la răspundere pentru faptele lui. Dacă tatăl meu ar fi nebun, i-aș suporta cu resemnare nebunia și aș încerca să-l vinde cu dragostea mea. Dar nu, tatăl meu nu e nebun. E un om tenace, un om care nu pierde măsura nici în cele mai extravagante capricii. Domnul Leșa e înspăimântător de logic în lipsa lui de rațiune. Uneori mă tem pentru tine, Germain. Cum? Mă tem că încrederea ta în justiția absolută să nu-ți pregătească în viață un viitor plin de decepții. Nici eu nu sunt un sfânt, Germain. Sunt un om ca toți oamenii, un amestec de bine și de rău. Și poate că și în mine răul predomină binele. De unde pot fi eu sigur că în ziua în care tu singur vei descoperi că și eu sunt un biet om al pământului, nu mă vei urâ pentru că am încetat să mai fiu idolul pe care singură ți l-ai creat? Ce se întâmplă atunci? E stupid ce-mi spui. Nu-i adevărat? E omenesc. Ce ai văzut în casa tatălui tău, vei întâlni pretutindeni în viață, sub alte forme. Peste putință. Nicăieri nu poate fi. Dar ai dreptate să vorbești așa, pentru că nici eu nu ți-am spus totul. Cum? Lucien, tu cunoști o parte din viața mea, dar asta nu-i de ajuns. Și meriți să o cunoști toată, crede-mă. Mama mea, mama mă iubește, dar inima ei s-a năsprit încetul cu încetul.
Puțina conștiință pe care a adus-o tatăl meu ca zestre s-a șters cu vremea, bogăția întunecată. Și eu n-am putut-o niciodată considera-o ca pe o mamă, ca pe mama mea, Lucien. Dacă ea ar fi continuat să fie bună, generoasă, dacă ar fi avut tact, multe din relele pe care tatăl meu le pune la cale ar fi fost împiedicate și alta ar fi fost viața noastră, Lucien. Instinctual, ea simte tot ce e criminal în afacerile tatălui meu și uneori se și plânge, dar continuă să-i acopere mașinațiile. E o femeie nehotărâtă, are slăbiciuni, adevărat. Poate că nu știe ce vrea și de aceea face ce poate, nu? Dar tata, și el face ce poate. Viața lui e un șir nesfârșit de furturi, lovituri de bursă, șantaje, excrocherii pe care le nobilează cu titlul de afaceri. Domnule Șa, a făcut totuși unele lucruri pe Lucien, care... Lucien, am trăit o viață între aceste două ființe. Casa noastră de la Paris și castelul de aici, le știi, le vezi. N-am întâlnit nici acolo, nici aici, niciodată decât oameni care veneau și care plecau umiliți. N-am văzut în casa asta niciodată ochi liniștiți, figuri fericite. Numai teamă, numai groază, numai rânjet. Seara la masă, tatăl meu în fața noastră și în fața invitaților ne povestea loviturile sale cu o veselie sinistră. Ne spunea cum a reușit să mintă pe unul, să-l înșele pe altul, să fure pe celălalt. Nu puteam să întâlnesc în drumurile mele o femeie îndoliată, cu copilul plâns, fără să-mi spun, poate că-i din vina noastră. Iată pentru ce vreau să plec din casa asta, în care fiecare piatră, fiecare petec de pământ, Lucien, amintește de lacrimile cuiva. Și îți spuneam că părinții mei nu s-au ocupat niciodată de mine. Am mințit. S-au ocupat totuși și încă foarte părintește. Aveau ambiții să mă mărite, mai bine zis, să mă vândă și să iau un preț bun pe mine. Eram o simplă valoare de bursă foarte bună de speculat. Uneori mă apucau o poftă sălbatică să mă răzbun și să-mi milesc părinții, să mă dau unui servitor sau unui băiat de la grajd. Germain! De ce n-am făcut-o? Nici eu nu știu. Germain, te rog, nu mai spune asta. Între toți oamenii care se perindau în casa noastră, oamenii ăștia murdari și necăjiți erau cei mai puțin josnici. Germain, te conjur, mai fi cu minte. Hai, nu mă plânge. Pentru generozitatea ta, pentru dorința ta sălbatică de existență liberă, pentru suferințele tale te iubesc mai mult decât pentru frumusețea ta. Ei bine, vom pleca. Da. Vom pleca de aici chiar azi, dacă vrei. Da, da, Lucia. Dar nu ca niște hoți care se ascund. Vom pleca cu fruntea sus, cu inima liniștită, cu știrea tuturor. Lucien, sărută-mă. Germain. N-ai să regreți nimic. Ai să vezi. Și când vom fi amândoi departe de aici, vei vedea cât am să fiu de fericită. Ochii mei n-au să mai fie niciodată triști. Hai, du-te și așteaptă să-ți spun cum am hotărât plecarea noastră. Lasă-mă pe mine să rezolv tot. Du-te, iubitule, du-te. Domnii inginer Fink și Greg au sosit. E ora 12, va trebui să-i reținem la dejun. Și iar nu mai preveniți. N-are nicio importanță. Poftește-i, te rog. Speram să luăm dejunul astăzi, numai noi și copiii noștri. Oamenii ăștia sunt foarte importanți pentru Xavier. Fiul nostru are nevoie de bani. Dar nu văd legătura. E afaceri, draga mea, afaceri. Nu te pricep tu. Domnul inginer Fink și Greg. Fiți bineveniți la castelul meu. Bună ziua, domnule Lușa. Vă prezint pe soția mea, doamna Lușa. Omagiile mele, scumpă doamnă. Prietenii, vechii mei prieteni. Uite-te bine la tinerii ăștia, draga mea. Așa cum îi vezi, deși n-au aerul, sunt o mare valoare. Stăpânesc o cădere de apă de 10.000 de cai putere. Da, 20.000. Încântată, domnule. Iar la dejun, voi avea plăcerea să vă prezint și pe fiul meu, Xavier, lăsat de Vauperdu. Un adevărat dende cu care va începe distinsa dinastie de Vauperdu. Ca să nu mai vorbim de fica mea, frumoasa Germaine de Vauperdu. Vom fi fericiți să-i cunoaștem. Xavier e un sportiv renunit. Toate ziarele vorbesc de el.
Are cai de cursă, un iot, o mașină de 500 de mii de franci. Oh, oh. Și relații în înalta societate. N-are decât 21 de ani, dar aș fi fost amestecat în câteva scandaluri foarte jignite. Oh, e un tip uimitor. Mai mult chiar decât ar trebui. Ne dă foarte mult de lucru, mie mai ales. Izidor îi trece totul cu vederea. Se amuză cu șlamau, așa e la vârsta. Ar putea să se amuze cu mai puțină cheltuială. Sunt destul de bogat, draga mea, ca să-mi plătesc gloria unui fiu. Vedeți, dragii mei, ea nu-și dă seama că Xavier e o reclamă vie a afacerilor mele. Da. Sună, te rog, major domnul. Da. Domnule? Te rog, pregătește pentru domnul Fink camera Francisc I. Vă convine? Da, sigur, de minune. Da. Și pentru domnul Grăg, camera Ludovic al XIV-lea. Oh, ai uitat, dragul meu. Ce? Camera Ludovic al XIV-lea nu e liberă. Cum nu e liberă? Și acolo am pus la uscat florile de fei. Ah, mă rog, mă rog. Atunci, camera Ludovic al XV-lea. Sau poate preferi Eric al II-lea, Eric al III-lea, Eric al IV-lea, Ludovic al XII-lea sau Ludovic al XVI-lea. Nu te jena, nu te jena, dragul meu. În castelul meu sunt tot atâtea camere cât regea a avut Franța. Ce zici de ideea asta? Remarcabilă, mai ales la un democrat ca dumneavoastră. Evident am făcut-o din dispreț pentru el. Ce ai ales? Dacă mi-e permis, Ludovic al XV-lea. Strângărule, ai auzit deja? Ludovic al XV-lea. De mine va trebui să mă scuzați. Masa de azi e cu totul nepregătită. Nu te mai scuza, draga mea. Domne, au venit pentru afaceri. Da, așa și e, sigur. Niște afaceri colosale. Afaceri de 20.000 de cai putere. Afaceri, afaceri, afaceri mari în care oamenii se aruncă orbește și speculează milioanele altora. Lucrări gigantice, poduri, porturi, mine, tramvaie. În asta e toată viața mea. Ia spuneți-mi, credeți că o să-i băgăm la apă pe compatrioții dumneavoastră? Exact. Elvețienii dumitare, domnule Greu, și pe germanii dumitare, domnule Fink, au început să se proclame regea electricității. Ei bine, oamenii ăștia nu mă cunosc încă. Priviți castelul ăsta al meu. A fost clădit de Ludovic al XIV-lea. Curtea lui splendidă. Toată acea aristocrație coruptă a defilat pe aici, prin coridoarele astea, în haine cusute cu aur, mătasă și catifea. Și la ce le-au folosit? Cui aparține azi acest castel? Unui prinț? No. Unui duce? No. Unui proletar? Unui socialist? Izidor Leșar. Răzbunarea poporului, dragii mei. Trăiască poporul! Sunteți un om fericit, domnule Leșar. Totul vă reușește în viață. Afacerile sunt splendide, familia vă mulțumește, aveți o proprietate superbă. Superbă, dar ce castel, ce parcuri. Niciodată n-am văzut ceva mai impunător. E adevărat, numai că trebuie să te naști într-un castel ca ăsta. Sau să devii stăpânul lui de când ești mai tânăr. Pentru noi e oarecum incomod. Ce tot spui, domnule? Cel puțin asta e părerea mea. Nu știu, dar în parc mă simt mai bine. Acolo nu sunt decât arbori, peduze, flori, dar aici înăuntru, în saloanele astea mari, în care te privești din portrete prințese în toalete impresionante, militari în armuri, e înfiorător. Eu cred că sunteți nedreaptă. Soția mea e o femeie foarte bună, dar n-are... n-are... acel luzaj de umor. Da, draga mea, dacă m-aș fi condus eu după cumințenia ta, cred că n-aș fi candidat nici pentru locul de deputat. Când vei fi deputat, desigur, și averea dumneavoastră se va mări simțitor. Evident, scaunul de deputat e foarte important pentru afacerile dumneavoastră. Nu mai să fie ales. E o chestiune mai mult decât sigură. E adevărat, e adevărat. Am toate asigurările. Dar soția mea are emoții. Ei, și firesc. E o femeie crea nu-i plac riscurile. Și fără ele, în viață, lupta nu are niciun has. Credeți că dacă aș fi întrebat-o eu pe doamna Leșa, aș mai fi cumpărat proprietatea asta? Ați auzit-o doar. Se sperie de portrete. Tot ce vedeți aici e opera mea, e rezultatul îndrăznegilor mele, a curajului cu care m-am vânt totdeauna în afacerile cele mai riscante. Ia priviți. Da. Cât se vede în dreapta, în stânga, pretutindeni, livezile, râul, pădurile,
Toate sunt ale mele. Și ce se poate vedea de aici nu e nimic. Oh, am încă 7000 de hectare. Oh. Moșia mea cuprinde 2 departamente, 8 capitale de canton, 24 de comune, 419 câmpii și pășuni. 8 ore trebuie ca să faci înconjurul proprietăților mele. Aveți și vânat? Cât vrei, cât vrei. Afară de prepeliții și fazani, am distrus toate păsările de pe domeniile mele. Dar de ce asta? Păsările sunt dușmanii agriculturii, vandal, nu altceva. Numai că eu sunt mai șiret ca ele. Le omor pe toate. Plătesc 2 centime de fiecare vrabie moartă și 3 centime de fiecare prihor. 5 centime o pitulice, 6 centime un stiglete și o privighetoare. Asta pentru că sunt foarte rare. Primăvara dau 20 de centime pentru un cuib cu ou de păsări. Toate astea mi le aduc oamenii de la departare de 10 de kilometri. În lacul meu de la Chiulazel cresc crap mari cât baleni. E privit această hartă a proprietăților mele. Da. Spațiul acesta alb este de proprietatea marchizului Porsile, un bătrân chefliu, căruia am știut eu bine ce fac când i-am împrumutat 100.000 de franci. Ce ziceți? Nu credeți că mi-ar sta bine să mă rotunjesc pământurile cu terenul marchizului? De altfel, după masă vine la mine. Sper să fie constrâns să-mi ceară o amânare pe care n-am intenția să o accept. Așa că în curând, vă pierdu, se va uni cu Porsile. Interesant. Colosal de interesant. Iar ceea ce vedeți aici pe harta asta este distileria mea, în care am instalat și un laborator, ultima creație a științei. Da, da. Chimistul meu, Lucien Garot, se ocupă cu o serie de experiențe în domeniul biologiei vegetale. Așa. Eu nu sunt agricultor, să ne înțelegem bine. Eu sunt agronom, cultiv pământul în mod inteligent, ca un economist, ca un gânditor al zilelor de azi. Toți cultivă grâu, orz, ovăz sau perimat. Nimeni nu mai are nevoie de ele. Trebuie altceva. Lumea merge înainte, nevoile sporesc, se transformă. Și dacă lumea e înapoiată și are idei învechite, Isidor Rocha, agronom, socialist, economist, revoluționar, seamănă orez, ceai, cafea, trestie de zahăr. Da. Dar ce aveți? Vă uitați la mine de parcă n-ați înțelege ce spun. Nu, ba da. Vă urmăream. Izidor, poate îi plictisești pe domnul. Nu, nicio grijă. Trecem imediat și la afacerea noastră. Da. Continuați, domnule Lucian. E foarte interesant. Da. Vedeți, cu sistemul meu nu numai că smulg agricultura din ghearele rutinii, dar suprim necesitatea coloniilor. Coloniile? La tine acasă. India, China, Africa, Madagascar. La tine acasă. Praf am făcut, hai? Nu ar fi dat prin cap așa ceva. Desigur, la prima vedere, pare puțin ciudat, nu? Ca toate marile descoperiri. Apoi te obișnuiești. Veți obiecta poate că toate acestea nu vor crește în pământurile noastre. Vom vedea. Până acum tot ce am vrut, am realizat. Am vrut să fiu bogat? Sunt. Am vrut acest castel? L-am. Vreau domeniul Porsile? Îl voi avea. Vreau ca trestea de zahăr să crească aici la mine? Ei bine, va crește. E o chestiune de îngrășăminte și atâta tot. N-ați văzut afișele de pe toate zidurile? Ce scrie? Da. Votați pe Isidor Rocha, agronom, socialist, neocolonial, anticlerical. Atunci anticlerical. Cu la cea mai ușoară indispoziție trebuie după preot. Nu știe ce spune. Ei, o să vadă ei preoții și regaliștii ce bucurie le pregătesc. Mai bine du-te și vezi de masă. Da. Oamenilor li s-o fi făcut foame. Până e gata, punem la punct și afacerea noastră, nu? Da, atunci pe mine mă scuzați. Vă rog. Așa. Da. Ei, și acum vă ascult. Așa. Da. Cine e oratorul? Dacă îmi permiteți... Dă-i drum, și fără literatură, cât de scurt? Sunteți desigur la curent cu marea mișcare europeană de industrializare. Știți că viitorul industriei aparține electricității. Elveția și Germania... Trece. Este vorba de intenția noastră de a înzestra Franța cu o mare întreprindere care, din punct de vedere patriotic... Lasă-se. Și apoi...
E o mare afacere. Asta o să o vedem noi. Vorbesc cu un om prea bine informat ca să mai fie nevoie să enumăr avantajele electricității. Bineînțeles, bineînțeles. Fapt este însă că aveți o cădere de apă de 20.000 de cai putere. Așa, așa, da. Unde? În munți, la 26 de kilometri de un mare oraș industrial, foarte populat, a cărei convenție cu compania de gaz aerian expiră peste 3 ani. Noua municipalitate, prietena progresului... Nu te încânta de spiritul progresist al municipalității, îl cunosc eu. Mai departe? 3 stațiuni termale importante, foarte căutate, se găsesc în câmpul de exploatare al căderii de apă. În sfârșit, terenurile vecine sunt colosal de bogate în bauxită. Având minereul acolo pe loc, putem construi și o uzină de aluminiu. Afacerea este incalculabilă. Foarte bine, foarte bine. Să nu calculăm încă. Și această cădere de apă e a voastră? Da, bineînțeles. Mă mir. Dar de ce? Sunteți chiar proprietar? Ca și cum am fi, avem o opțiune. De la cine? De la proprietar? Mm-hmm. Da. Uite ce, dragii mei. Da. Sunteți foarte drăguți amândoi. Ceea ce mi-a oferit poate să fie foarte interesant. Da. Dar deocamdată afacerea e încurcată. Cum? Eu nu intru niciodată într-o afacere pe care nu știu cu cine să o tratez. Cum cu cine? Cu noi? Nu vrem să vă ascundem nimic. Proprietarul e un anume Joseph Bruno. Bietul Bruno, bietul Bruno, un om fără noroc. Dar de ce fără noroc? După multe tratative s-a decis să facă afacerea pe contul său. E bogat așadar. Pe vremea aceea avea aproape 300.000 de franci. A aprobat devizele și lucrările au început. Dar nu s-a săpat decât o treime din tunelul de 10 km care trebuia săpat și cei 300.000 de franci s-au terminat. Ne înșelasem asupra devizelor. Înțeleg, înțeleg, da. Da. Și căderea de apă? Se află la Sancarie, aproape de Grenoble. Cunosc regiunea, se află, dacă nu mă înșel, în zona militară. Da, desigur, este un detaliu fără nicio importanță. Nu mai spune, așa crezi dumneata. Avem oameni cu influență în posturi înalte. Și capitalul în altă parte. Foarte bine, foarte bine. Atunci pentru ce mai aveți nevoie de mine? Sunteți proprietarul unui ziar? O armă puternică a capitalismului. O pârghie indispensabilă tuturor marilor mânuitori de afaceri. Da, 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 dar asta nu înseamnă că voi puteți să mă trageți pe sfoară. Nu sunt noi. Eu sunt franc, loial, larg, prea larg chiar, și joc cu cărțele pe față. Dar eu văd clar. Eu nu sunt Bruno. Nu sunt. Am oasele tari și pielea solidă. Bine, când văd că cineva vrea să mă înghită, mă așez de-a curmezișul să nu merge. Asta vă spun pentru binele vostru. Despre afacerea în chestiune, nu știu decât ceea ce mi-ați spus voi. Nu o cunosc, dar vreau să studiez. Condițiile de studiu nu sunt de discutat. Le accept sau le refuz. Bun. La cât credeți că se ridică cheltuielele primei întreprinderi? La 8 milioane. Da, dacă voi găsi afacerea favorabilă mie... Da, și înțelegeți. Voi purta toate tratativele cu ministrul de război și mă voi descurca. Da, iată pretențiile mele. Da. Nu-l cunosc pe acest Bruno și nici nu vreau să-l cunosc. Faceți cu el ce vreți. Că sărmanul lor... De ce facem aici? Filantropie sau afaceri? Da. Și cum vom împărți veniturile? Da. Egal. Între noi doi. Cum? Atunci, între noi trei, nu? Sigur. Unde vezi dumneata trei? Cum? Pe cum? Voi amândoi faceți unul. Cum facem noi? Eu înțeleg să am conducerea financiară exclusivă ca să pot introduce orice combinație mi s-ar părea favorabilă. Îndată ce eu pun banii, orice comisioane privind combinațiile mele cu antreprenorii sau constructorii, mă privesc. Dar lefurile noastre... Nu mă interesează. Da, nu vom putea accepta în cazul ăsta. E imposibil. Este monstruos. Eu respect drepturile capitalului. Dar într-o afacere, capitalul nu, așa, nu e tot. Sigur. Dar brevetul meu de inginer, am și eu drept. Mă rog. Sunteți liberi, dragii mei, să procedați cum credeți. Să o lăsăm balt. Să vrei să punem că n-am vorbit nimic. Cel mai nefericit va fi Bruno. Mă interesează omul ăsta. Aș vrea să iau un interviu pentru ziarul meu, Micul Tricolor. A? Ce părere aveți? Ar putea fi emoționant și comic. Nu era ideea, nu? Și apoi m-aș putea duce chiar mâine la Ministerul de Război. Intru acolo ca la mine acasă. Să ne mai gândim să... La ce-ar mai folosi? Nu vă surâi de afacerea. Nu trebuie să faceți nimic fără convingere. Haidem la masă. Domnule Pereșa.
Deși ai întârziat o jumătate de oră la masă, cred, dragul meu, Xavier, că ți-a plăcut mutrele plouate ale celor doi ingineri. Nici venirea ta, nici discuțiile noastre sportive nu i-au putut face să-și revină. Dar ce s-a petrecut cu ei? Le-am tras un duș rece înainte de dejun. Am de gând să-i mănânc fripți. Oh, poftă bună, papa. Dar cu banii mei ce faci? Pentru asta am și trecut cu tine în birou. Pe ei am lăsat să-și facă digestia și ție vreau să-ți ofer o mică afacere. Cum? Uite deocamdată banii. Mulțumesc, papa. Așa, ia spune-mi, mai ești în relații bune cu tânărul Bragar? Cu fiul generalului? Tocmai. Da, te cred, am călătorit împreună venind de la Ostend. Bragarzii sunt ruinați, nu-i așa? Da, de fapt nu sunt socotiți printre oamenii cu avere. Trăiești totuși pe picior mare, nu? Duc o viață destul de convenabilă. Sunt oameni chic. Da, dar n-au un ban. Uite despre ce e vorba. Sunt informat că se pregătesc mari schimbări în Ministerul de Război. E vorba ca generalul Bragar să fie numit șef al statului major. Ari nu mi-a spus nimic. Se poate, dar eu știu. Cu atât mai bine pentru ei. Am nevoie de o vorbă bună pe lângă Bragar pentru o afacere pe care sunt pe cale să o perfectez cu cei doi imbecili pe care i-ai văzut la masă. Dacă informațiile mele sunt exacte, e vorba de 20 de milioane. E o sumă, nu? Știu că nu te încurci cu fleacuri. S-ar putea chiar ca suma să fie mai mare, s-ar putea chiar să-mi dublez averea. Dar am nevoie de Bragar. Bragar... Nu l-ai pe porțile, sunt doar verzi, sunt foarte intimi. Nu, lasă asta. Crezi că Henri al tău are vreo influență asupra tatălui său? Asta nu știu, dar mi se pare firesc să aibă. Mă rog, trebuie să mi-l aduci neapărat mâine dimineață pe Henri la ziar. Luăm masa în orașul ăsta și stăm de vorbă. E un lucru oarecum delicat, papa. Știi, Henri e destul de accesibil, dar foarte prudent. Te vei folosi de toată influența ta. Mi-e teamă că... Ce? N-o să-i prea placă să fie văzut cu tine. Așa? Și de ce, mă rog? Cum să-ți spun, oarecum tu ești socotit drept compromis. Cum vine asta? Se cam vorbește despre tine. E chestie de femei, nu? Nu, nu tocmai. E mai... În sfârșit, eu nu iau în seamă, dar... Niște cretini, niște cretini. Poți să-l împasă de ei. În sfârșit, tu caută să mi-l aduci mâine la ziar și vedem noi. Am să încerc. Nu există, am să încerc. Trebuie. Trebuie? Cât dai? N-am dat. De vreme ce ai șanse să-ți dublezi averea, poți să-ți dublezi și generozitatea. Nu, afacerile sunt afacere. Nu e asta deviza ta? Domnul marchiz de Porcelain întreabă dacă domnul vrea să-l primească. Da, e ora două. Domnul marchiz e punctual. Roagă-l să aștepte câteva secunde. Prea bine. E foarte punctual, domnul marchiz. Doar vreau să-mi facă puțină anticameră. Exactitatea e politețea ruinaților. E spiritual, ștrengarule. Vrei să-l vezi? Nu țin. De altfel vreau să plec mai devreme. Bine, atunci pe mâine dimineață. Da. Sărut-o pe mama și du-te. Cum îți merge mașina? Admirabil. Totuși prudent, dragul meu, mai puțină viteză. Vai, papa, 50 pe oră, asta e viteză. Pe mâine, papa. Pe mâine, pe mâine. Domnule? Să poftească, domnul marchiz. O, domnule marchiz, am onoarea să vă salut și să vă rog să mă scuzați că v-am făcut să așteptați. Nu faci nimic, dragă domnule Lușa, nu faci nimic. Luați locul. Mulțumesc. Nu ne-am văzut de foarte multă vreme. Și e curios, suntem doar vecini. Da, nu-mi dau seama cum s-a făcut. Da, în ultima vreme am fost foarte preocupat de reîntoarcerea fiului meu. De ce nu l-ai adus cu dumneata? Aș fi fost fericit să-l revăd. Un explorator serios, un tovarăș curajos al prințului Dorlan. E plecat la mătușa lui în Périgord. E încântat de călătoria făcută. Dragă domnule Lușa,
De fapt, vizita mea de azi... Vorbiți deschis, domnule marchiz, vă rog, vorbiți. E o chestiune foarte urgentă. Sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră. E vorba de lichidarea domeniului Gaslin, care întârzie. Da, sunt informat. Mai ales că notarul meu îmi scrie că nu trebuie să mă aștept la mare lucru. E adevărat. Asta e și părerea dumneavoastră? Da. Da. De asta m-am temut. E o mare pierdere pentru mine. Am scadențe foarte grele și n-am banii disponibili. Sunt cam încurcat, așa că venisem să vă cer un împrumut de 200.000 de franci. Să vedem, domnule marchiz, să vedem. Da, vă rog, vă. Am din întâmplare la îndemână micul dumneavoastră dosar. Iată. 4 polițe de 200.000 de franci. Da, da. O alta de 400.000. Da. 12.000. Dobenzile de 5% neplătite de 2 ani fac 1.300.000 de franci. Este exact? Foarte, foarte exact. Regret foarte mult, domnule marchiz, dar de data asta mi-e cu neputință. Refuzați? Sunt dezolat, dar refuz. Și dacă vă dau toate garanțiile? Iar ipoteci. Cunoașteți alte garanții mai serioase? Pământul dumneavoastră e foarte prost cultivat și foarte prost întreținut. Fermele se părăginesc. Ați distrus pădurile. Dacă ar socoti 1.000.000 pe pământul ăsta, ar fi bine. V-aș putea oferi alte garanții. În primul rând, onorabilitatea mea. Știu cât prețuiește și aduc omagiile mele. Dar în afaceri, am pe deasupra și o parte din succesiunea mătușii mele de la Sombreuse, care are 83 de ani. Vedeți, succesiunile le așteptăm. Da. Ei, în cazul acesta, nu-mi rămâne decât să vă cer scuze pentru deranj. Dar vă rog, domnule marchiz, nu vă ridicați. Vă mărturisesc că aș vrea să vă fiu de folos. Aș vrea să vă scot din încurcătura dezastroasă în care vă aflați. Dezastroasă? Sau dacă preferați să-i spunem pe nume, din ruina. Dar cum puteți spune una ca asta, domnule Leșar? Inutil să te prefaci față de mine, domnule. Cunosc situația tot atât de bine ca dumneata. Situația... E adevărat, nu e strălucită, dar e departe de a fi dezastroasă și mai ales disperată. Este, domnule marchiz, este și mărturisesc că de mult îmi surâdea ideea de a uni domeniile Vauperdu cu domeniile Porcele. În loc să ajungem la chestiuni penibile care nu cadrează nici cu dumneavoastră, nici cu mine. Pentru asta m-am gândit la o combinație admirabilă, domnule marchiz. Să auzim. Sunteți un om ale cărui principii rămân legate de vechile idei ale trecutului și de prejudecățile trecutului care nu mai au priză în zilele noastre. Foarte frumos, dar deloc practic. Să rămâi în afara practicului într-o societate care e din calea afară de practică, iată o glorie a nobilimei. La noi, onoarea o ia înainte interesului. Dar mă interesează totuși combinația la care v-ați gândit. E o afacere. Eu nu-s diplomat și nu stăpânesc carta perifrazelor. Nu joc cu cărțile pe față. În două cuvinte. Ai un fiu ruinat. Am o fată bogată. Cum ați spus? Să-i căsătorim. Cum? Și pentru că eu sunt un om practic în toate situațiile, eu vă dau o chitanță de 1.300.000 de franci. Și în plus cele 200.000 de franci. Intrând astfel în toate drepturile dumneavoastră de proprietate asupra domeniilor de porțele. Prin urmare, vedeți că Izidor Lășa, canalea asta de Lășa, cum se spune în mod obișnuit, știe să se poarte atunci când e cazul ca un adevărat gentil. Nu vă gândiți, domnule Lășa? Tocmai că mă gândesc. Mă gândesc să dau fiicei mele o rentă de 250.000 de franci. Capitalul îl păstrez. Stă mai bine în mâinile mele. Nu se plictisește el cu mine. Nu. Cu alte cuvinte, vreți să mă cumpărați? Iar cuvinte, ma. Nu, domnule marchiz. Vreau să vă salvez de la inevitabilul dezastru. Nu cumpăr. Nu. Schimb.
Afacerile sunt schimburi. Se schimbă bani, pământ, titluri, mandate electorale, inteligență, situații sociale, dragoste, geniu. Ce ai pentru ce nu ai. Dar fiul meu nu are deloc intenția să se căsătorească. Știu, știu și asta. De cele mai multe ori nu avem intenția să facem un lucru și totuși îl facem. Nu vă dați seama, domnule marchiz, ce lucruri minunate am putea face împreună. Uniți prin legături de sânge și prin interese comune, am putea cuceri o lume. Dacă este cineva cumpărat în această afacere, acela sunt eu. Aveți în primul rând mare credit pe lângă vărul dumneavoastră, generalul Bragar, care va fi numit în curând șeful marelui stat major. Am nevoie de o protecție binevoitoare a generalului într-o afacere colosală în care vă cointeresez. Mai aveți și o serioasă influență electorală pe care o puteți folosi în favoarea candidaturii mele. Bineînțeles, nu pe față. Nu la întruniri publice, nu. Nu trebuie să strigați, votați pe Isidor Roșa. Nu, nu, Doamne ferește. O acțiune clandestină. Dar eu sunt informat că vă prezentați în alegeri cu un program socialist, anticlerical, împotriva prietenului meu, ducele de Monjii. Pentru un moment, poporului îi place mai mult maniera noastră decât a dumneavoastră. Dar în sfârșit să nu pierdem inutil firul conversației. V-aș oferi un pariu. Iată. Stați de vorbă cu oricare din oamenii politici ai zilei, cu duhovnicul dumneavoastră. Și veți vedea că niciunul din ei nu ezită un moment între Isidor Roșa, bogat, stăpânul unei afaceri de 50 de milioane, socialist, anticlerical, excomunicat, și sărmanul dumneavoastră duce de Monjii. Vă rog. Cereți-le sfatul și spuneți-mi pe urmă cu mâna pe conștiință dacă nu vă vor răspunde. Fiul meu, poți, trebuie să faci târgul în numele Sfintei noastre biserici. Domnule Lușa. Și credeți-mă, credeți-mă, vă vorbesc din suflet, pentru că și eu am un suflet. Fiica mea e foarte frumoasă, are maniere și nu e proastă deloc. Puteți căuta mult și bine în lumea dumneavoastră una care să o întreacă. Încercați de vă închipuiți în castelul de la Porsile. O adevărată prințesă, domnule marchiz. Dar nu m-am îndoit niciodată de calitățile fiicei dumneavoastră, nu? Nu. Vedeți însă, dumneavoastră ați avut în trecutul dumneavoastră de om de afaceri oarecare accidente neplăcute. Așa e lupta, domnule marchiz. Dacă ați căuta izvorul tuturor bogățiilor, ale voastre în special, n-a mai sfârșit niciodată. În fond, ceea ce vă îngrijorează sunt părerile lumii dumneavoastră. Nu, nu subordonez actele mele opiniei publice. Nu? Poate, poate, dar sunteți sensibil la ceea ce se spune și e foarte firesc. Da, da. În ce privește o oarecare protecție pe lângă Bragar, asta nu mi-ar fi prea greu să obțin. Nimic mai corect. În schimb, intervenția mea în alegeri... Nu vă speriați, domnule marchiz, nu? E foarte logic să vă intereseze succesul tatălui norii dumneavoastră. E tot ce poate fi mai moral. Și apoi nu l-am întrebat pe fiul meu? Nici eu n-am întrebat-o pe fiica mea. Dar copiii vin pe lume pentru a-și asculta părinții. În ceea ce mă privește, eu nu vă voi fi o povară, nu. Nu o să vă cer să mă prezentați la Jockey Club. Vă dau cuvântul. Eu am alte ambiții, domnule. În sfârșit, voi vedea. Mă voi mai gândi. Nu ar avea niciun sens. Sunteți văduv. În consecință, independent și liber pe acțiunile dumneavoastră. E un lucru important și grav, totuși, care... Se înțelege că în afară de porțile pe care vi le înapoiez, vă dau și cei 200.000 de franci. Și mă însărcinez cu toți creditorii dumneavoastră. Da, da. Domnule Marchiz, pot să chem pe soția și pe fiica mea? Chemați-le. Domnul a sunat. Spune doamnei și domnișoarei că domnul marchiz de Porțele și cu mine le rugăm să poftească până aici în birou. Prea bine, domnule. O țigară, domnule marchiz. Mulțumesc. Intrați.
Bună ziua, domnule marchiz. Doamnă, domnișoară, sunt încântat să vă revad. Luați loc, copii, luați loc. Da. Iată, domnule marchiz de Porcelet are să vă comunice ceva. Domnule marchiz. Da. Doamnă, doamnă, am onoarea a vă ceri mâna domnișoarei Jerumenu Lușa, fiica dumneavoastră, pentru fiul meu, Robert, conte de Porcelet. Da, dar eu, poftim? Ce ai, ți se cere mâna Jerumenu meu? Da, se învârtește casa cu mine. Da, bucuria unei mame, domnule marchiz. Vino-ți în fire, draga mea, și tu, Jerumenu, răspunde. Da. E o mare cinste, domnule marchiz. Nu știu cărui fapt o datorez, dar refuz. Refuzați, domnișoară? Da, domnule marchiz. Refuz? Da. Nu se poate. N-ai înțeles, probabil. Domnul marchiz te cere în căsătorie pentru fiul său, înțelegi? În căsătorie. Refuz. Și îmi pare rău că tatăl meu nu s-a gândit măcar să mă consulte înainte de această întrevedere. Ne-ar fi scutit pe toți de o scenă penibilă și umilitoare. Nu, domnule marchiz, fiica mea e turburată de o bucurie prea mare, dar accept. Refuz. De ce mă obligați să repet? Asta-i prea mult. Găsiți casa de Porcelet nevrednică de dumneavoastră, domnișoară. Vă înșelați, domnule. Fica domnului Izidor Leșa nu are dreptul să găsească nimic nevrednic de ea, dar refuz pentru că nu sunt liberă. Poate. Nu ești liberă? Ce tot bați câmpii? De vreme ce eu și mama ta consimțim. Nu sunt liberă. Cum nu ești? Nu pot să o spun aici. De ce nu poți, mă rog? Vrei să o fac? Da. Nu sunt liberă pentru că am un amant. Ce spui? Nu credeți, domnule marchiz. De bună seamă glumește, se amuză. Nu știe ce spune. Fica mea un amant. Trăsnește și mai spune o dată. Am un amant. De câte ori trebuie să o spun? Minte, domnule marchiz, minte. Oh, Germen, micuța mea, Germen. Hai, spune că nu e adevărat, spune că nu e. Îl iubesc pe amantul meu pentru că eu l-am ales. Nu e obiectul unui târg și nici pretextul unei afaceri. Vă miră? Când porți numele de Lășa, e ciudat să fie o ființă care nu se cumpără, nu se vinde, ci se dăruiește, nu-i așa? Și dumneata, doamnă, nu spui nimic? Dar ce vrei să spun? Eu nu știu nimic. Nu, au neprinit amândouă. Domnule marchiz, eu nu înțelegere, vă asigur. Mie nu-mi rămâne altceva decât să mă retrag. Da, aveți dreptate, domnule marchiz. Voi vorbi eu cu ea. Pe mâine, domnule marchiz. Mie mi se pare că nu mai avem nimic să ne spunem. Adio. Atunci totul s-a terminat între noi? Totul. Foarte bine. Mâine veți primi citații, domnule marchiz. Cum doriți. Canaria. Și acum între noi, domnișoară. Un genunchi. Atâta vreme cât ești sub acoperișul meu, eu poruncesc aici. Un genunchi. Ce mă privești așa? Un genunchi sau de unde nu, ușa. Fii liniștit. Voi pleca de aici, dar nu pentru că mă gonești. Plec de bunăvoie. Incidentul acesta nu grăbește la plecării mele, iar ceea ce vreau să-ți spun nu va dura prea mult. Cărțile te-au nenorocit. Lasă cărțile, nu cărțile m-au îndepărtat de tine, ci tu însuți. Știu, disprețuiești afacerile mele, dar nu și banii. Ți-am cerut eu vreodată bani? Germen, dar e tatăl tău. Dar cine te-a crescut? Cine te-a hrănit? Luxul, rochile, cine ți le-a făcut? Când am înțeles de unde veneau toate astea, le-am refuzat, pentru că mi-ar dea piele, înțelegi? Tot ce aici nu-i decât furt și lacrimi. Hoțule, hoța! Nu sta, Germen! Las-o! Nu vezi că tot ce face pe ofensata, ea care ne-a jignit. Tu cât ești de vicioasă, pe atât ești o praznică. Cum îndrăznești să-mi vorbești așa mizerabilă? Nu mă pot învinui cu nimic. Atunci ai mințit-o din ori fațele marchiz. Am spus adevărul. Ce nu te dezgustă să ai un amant? Prefer să mă dăruiesc decât să mă las vândută. Destule, vraze! Destule, o frasă și... Dragul meu, te rog! Lasă mă plictisi și tu! Din cauza slăbiciunii tale se întâmplă toate astea. Ia spune, domnișoară, unde l-ai găsit? De unde l-ai pescuit? Așteaptă un minut, îl vei cunoaște. Spune-mi cum îl cheamă sau te jucuri! Un moment să-l chem. Cum? Lucian! Lucian! Lucian? Ce fel de Lucian? Care Lucian? Oh. Caro? E cu neputință, e stupid! Ar fi trebuit să-mi închipui. Mai striga, Germen? Da, Lucian! Asta le pune capac la toate! E aproape comic!
seama, domnule! Caut să mă stăpânesc, dar nu mă permit să fiți violent. Ce tunțileții! Nu-ți ajunge că ai venit aici ca să sucești capul moștenitoarelor? Nu să știi că n-ai să capeți niciun ban. N-am nevoie de banii dumitare. Cunosc figura, e clasică. S-a comis o greșeală, hai să o reparăm în familie și să ne îmbrățișăm cu milioanele lui Papaloșa. Drogul meu, ți-ai greșit socotelele. Vă înșelați, domnule. Nu mi-am făcut nicio socoteală. Așa. Germain renunță pentru totdeauna la partea sa din averea dumneavoastră. Am renunțat de mult. Puțin îmi pasă de renunțarea ei. Eu o te smoștănesc. Nu vei avea de la mine niciun ban niciodată. Pot să crap de mizerii la ușa mea rugându-mă. Bagă de seamă, Garo. Bagă de seamă. Mai reflectează. Am reflectat la toate. Da? Și ce ai de gând să faci? Am să muncesc. Ușor de spus, cu 200 de franci, nu? Te cunosc, eu ești un visător. Habar n-ai să câștigi bani. Nu sunt numai banii pe lume. Nu sunt numai banii. Ai ajuns să vorbești ca ea, eh? Altădată nu erai așa de prost. Blestemată să fie ziua când te-am salvat de la nec. Mai bine îmi rupeam picioare. Sper că nu te gândești că ți-am salvat viața. Domnule Leșa, știu cât vă datorez. Da, văd. Mă și răsplătești. Vă datoram timpul meu, munca și credința mea. Da, da. Cât despre gândurile și sentimentele mele, ele mi-aparțin. Da. Nu vi le voi sacrifica. Dragostea mea pentru Germain n-are nicio legătură cu recunoștința mea pentru dumneavoastră. Am auzit azi destule fraze. Dispar de aici cât mai repede. Bani? Vrei bani? Spune-mi deschis și fixează prețul. Eu plătesc! Răbdarea mea are limite, domnule. Nu vrei bani? Atunci puțin îmi pasă de voi. Duceți-vă la dracu, un imbecil și o nebună. Ha, frumoasă pereche! Duceți-vă să crăpați de foame unde vreți. Da, du-te, Lucien, vin și eu. Foarte bine. Ascultă, dragul meu. Iată că te-ai trezit și dumneata în sfârșit. Îți fură fata și stai înțepenită fără să spui un cuvânt. Că nu rezolv nimic dacă te înfurii. Fii calm. Germain, micuța mea Germain. Da, mamă. Sistemul dubitar e mai bun, nu? Tu n-ai să pleci, n-ai să mă părăsești. Mamă, nu-mi cere asta, e prea târziu. Nu spune că e prea târziu, micuța mea Germain. Tatăl tău e prea iritat astăzi, nu se poate vorbi cu el. Ca și cum n-aș avea de ce? Da, dar mâine, în câteva zile, o să-l fac să înțeleagă. Ce intenții aici? Da, și o să consimtă să te căsătorești cu domnul Garou. Îți promit că o să înțeleagă. Mamă. Nu va înțelege și nu va consimți niciodată. Nu v-a început să-ți vină mințile la cap. El n-are dreptate, e adevărat. Dar și tu ești vinovată. Era atât de închisă, atât de străină cu mine. Numai cu tine? Iar eu n-am știut să citesc în sufletul tău. Dacă am fi trăit într-o căsuță mică, modestă, nu s-ar fi întâmplat toate astea. Dar aici, în castelul ăsta mare, în camerele astea reci... Mamă, trebuie să plec, mamă. Nu mă înțelegi. Înțelege-mă și dumneata pe mine. Nu mai pot rămâne în casa asta după ce repetrecut. Doamne, dau să-mi scrii. Promite-mi că o să-mi scrii. Jură. Îți jur, mamă. Trimite-mi numai decât adresa. Bine, mamă. Am să vin să te văd. Când ai nevoie de ceva mai ales, scrie-mi. Mamă, adio, mamă. Adio. A plecat, Izidor, a plecat! O, căsă la dracu! Cum asta e tot ce găsești să spui? Strigă, cheamă! Lasă-mă în pace! Din vina ta! Numai din vina ta se întâmplă toate astea! Dacă vrei să urmezi, n-ai decât! Nenorocitule, ai meritat să o fac! Bine că te-ai dus dracului și tu! Domnule! Ce este? Domnule! O nenorocire! Ce? O nenorocire îngrozitoare! Fiul dumneavoastră. Poate vrei să spui fica mea. Nu, e vorba de... A plecat, ai și ce-i cu asta? Nu, domnule, nu. Ești nebun? Nu, înțelegeți-mă. Fiul dumneavoastră, Xavier, e mort. Ce? A murit, domnule. E nebunit? Ce spui? Idiotule! Prostește să repezi, ai spus să te zucrum. Lăsați-mă, domnule, mă sufoc. Vorbește! La ocotitură, mașina domnului Xavier, care era în plină viteză, s-a răsturnat. Iar domnul Xavier a fost aruncat în zidul cafenelii Gadu. A fost robit, omorât pe loc. Cum? Ce? Fiul ducelui a văzut accidentul și a venit într-un suflet să vă aducă de știre. Trupul domnului Xavier va fi adus aici în câteva minute. Am pierdut totul. Într-o singură zi am pierdut totul. Pe doamna, ai anunțat-o? Nu, domnule, n-am îndrăznit. Da. Aer! Vreau
să vă conduc la terasă. Mă sufoc! Să vă conduc la terasă. Nu! Nu-i nevoie. Mi-am revenit. Vreau să mă duc să-l întâlnesc. Nu, nu, nu se poate, domnule. Nu o să aveți putere. Într-o singură zi am pierdut totul. S-a izbrăvit. Luați loc, domnule. Nu vedeți, vă tremură genunchii. Vai, domnule. Să fie copil. Vai, domnule, lășa ce nenorocire. Ați auzit, dragii mei, ați auzit? Am venit tocmai să vă transmitem simpatia, condoleanțele noastre. Prietenii mei, dragii mei, prieteni. Asociați. Dragii mei, asociați. Așa de tânăr. Și cu un viitor așa de frumos. Îngrozitor. Am pierdut tot. Într-o singură zi, dragii mei prieteni. Curaj, dragi. Curaj, nu trebuie să vă lăsați copleșit. Scuzați-ne dacă trebuie să turburăm pentru un moment doliul dumneavoastră. Ne dăm seama ce penibile sunt afacerile în asemenea moment. Nu. Nu astăzi, vă rog, vă rog, nu astăzi, lăsați-mă liniștit. Ne permitem totuși să insistăm. Nu, 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 lăsați-mă, lăsați-mă. Bine, dar, vedeți. Fie, fie, dați-mă accepțiunea dumneavoastră. Ați formulat-o? Da, da, da. Ne-am conformat în tocmai celor discutate, da, tocmai tot. Ce? Cum? Sunteți niște canali. Cum? Niște hoți. Bine, dar, domnulele, ați contat slăbiciunea mea. Nu. Speculat durerea. Nu înțeleg. Dar ce s-a întâmplat, domnule? Veniți aici la birou. Cum? Stai jos. Dar ce mai e? Scriți. Scriți un mic adaus. Domnul Izidor Lășa înțelege să-și rezerve conducerea financiară și administrația întregii afaceri fără ca domnii Grog și Fink, bine, da, care declară că renunță la toate drepturile în această privință, bine, Lășa, da, să poată interveni în vreun fel oarecare, nu, așa, sau să se opună combinațiilor. Domnule, ce este adus corpul domnului Xavier? Un moment, un moment. Domnule, așa pierdut cunoștința. A căzut acolo în salon. Viu acum, viu acum. Domnule, lăsați-mă, dracului, că viu acum. Ce spuneam? Ce spuneam? Ah, da, 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 da. Să se opună combinațiilor ulterioare care vor fi socotite de folos de către domnul Izidor Lășa. Singur, în folosul afacerii. Asta e tot. Domnule. Un paragraf. Așa. Semnați aici. Domnule. Amândoi. Domnule. Eu acum. Acum. Domnule Lășa. Na, acum semnez și eu. Așa. Așa. Domnule Lășa. Viu. Viu, nu ți-am spus odată că viu. Ce mă tot plictisești? Am avut desemnat contractul de asociație într-o afacere de multe, multe milioane. Haide, hai să merg. Dați-mi voie să vă ajut, domnule. N-aveți putere să umblați. Da, te mâna așa. Totul, totul într-o singură zi. Xavier, Xavier, copilul.